La Muzeul de Arheologie Tibiscum Jupa se desfășoară zilele acestea lucrările Simpozionului Internațional de Arheologie și Istorie In Memoriam Constantinii Daicoviciu, ajuns la cea de-a 39-a ediție. La deschiderea oficială a participat și preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, care a susținut prelegerea Sfinții Împărați Constantin și Elena, apostolei creștinătății, și edictul de la Milano din anul 313. Ne bucurăm că, iată, lângă cetatea Caransebeșului avem un castru roman, avem o rezervație arheologică aici la Tibiscum și rădăcinile creștinismului în Banatul de Munte se află tocmai aici, la poarta Caransebeșului, în acest castru roman, pentru că ostașii din armata imperială, unii dintre ei au fost creștini și odată cu venirea în Dacia au adus și credința în Mântuitorul Iisus Hristos. Chiar aici lângă noi se află și o bazilică care aparține sfârșitului secolului al II-lea. Așadar, ne bucurăm să îi cinstim și să îi omagiem în acest an al Mântuirii 2013 aici la Tibiscum pe Sfinții Împărați Constantin și Elena și să-l comemorăm așa cum se cuvine pe cel care a răsărit din pământul Banatului, cercetătorul profesorul Constantin Daicoviciu. Simpozionul este organizat anual de Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș cu sprijinul Consiliului Județean Caraș-Severin. Tema de anul acesta este simboluri religioase, mărturii creștine, dovezi de credință din preistorie până în epoca contemporană. Anul acesta sunt 40 de ani de la primul simpozion științific organizat la Caransebeș și al 39-lea simpozion dedicat academicianului Constantin Daicoviciu, cel care a pus bazele, deci a pus bazele școlii arheologice românești din Transilvania. Deci aș vrea să subliniez că marele savant este cel care a creat școala arheologică care astăzi duce mai departe cercetarea științifică și mediul academic în Transilvania și Banat. La simpozion participă istorici, cercetători, specialiști din Franța, Croația, Serbia, Kosovo, precum și de la cele mai importante centre universitare din țara noastră. Sunt foarte fericit că particip pentru a 39-a oară, cred, la simpozionul închinat memoriei lui Constantin Daicovici. Sunt unul dintre puținii elevi rămași în viață a lui Constantin Daicovici și unul dintre cei încă și mai puțini care i-au rămas recunoscători pentru tot ce a făcut. Constantin Daicovici a fost, înainte de toate, un mare istoric. Noi am avut o șansă aici, la Tibiscum, la Jupa, de a avea în această cetate, în acest castru, o unitate pe lângă alte două unități, o unitate de palmireni. După cum știți, palmirenii sunt originari din Siria, ei sunt aramei de origine și se pare că într-o baracă din partea de vest a castrului mare, acolo au fost o baracă de palmireni. Într-o astfel de baracă, cam pe la 170-180, am reușit să găsim un opaeț foarte timpuriu. Lucrările Simpozionului Internațional de Arheologie și Istorie In Memoriam Constantinii Daicoviciu se vor încheia sâmbătă.